Am venit în partea 11-a pescuit pe ol cu Coco, cu Nea Gigi și cu Andrei. Deocamdată stând de plauri, că așa e, așa găsește Coco mereu, nu e ceva. Dar nu ne grăbim și așa nu cred că mănâncă. Astăm să treacă ăștia și începe și noi pe el. Revenim mai târziu. Partea 11-a. Oh, ce loc, Coco, Congo! Bă, fițar, mă, liga naibii, Congole! Uite-o ce seala are, mă! Uite-o, 800 de grame, nu poate să-l țină în mână, mă, ești nebun la cap, Conguleț! Dar acum a început, 3 ore, tot așa, mut! Au tătat! Frumos, frumos, revenim, început bun! Dacă dă ăștia până mâine, am pus-o! Zi, Coco! Na, Gigi, Coco și Andrei în partea 11-a, de durăm și un pic după somn. Cocolo la mieme, uite nici, mai mic așa, ca după măsură. Dar Nea Gigi când i-a băgat nene râma, veni nebunul, are un chirșit, al meu e moacă, mai mic, da-i oricum. Nea Gigi pe măsură așa, pe vârstă, așa se ia. E bine, și mai avut unul, da, ăla cred că fu mai mic și nu se înțăpă. Asta e. Revenim toate. Asta e. Când te lovește, te lovește. Japonia! Începe cu Nea Gigi. Are oricum e campion, tată. Meseriaș. Și la somn, și la crap, și la tot ce vrei. Uite, Adi, și ajută pe Nea Gigi. Poate singur. Hă? Du-te acolo. Mă duc, tată. Iau ce bolborosește, bă, nebunii, mă. Nea Gigi e campion, au ce are. Oricum o să-l punem în găleată, să-l vedeți frumos. Mai e ăla? Ia găleată. Ajută-l, Adu. Și mici și mari, dar oricum iau ceasă aici, iau ceasă urâtul. Și crapul. Vine și crapul acum. Hai să-l ajută Adem. Că de unde crapul? A, hai, e ceasă. Uite-l, ceasă. Uite-l, mă, pe urât. Erai pe plăci, pa. Ăsta-i Ciortanul, ăsta-i urâtul de azi noapte, care a venit pe râmă groasă. De data asta eu l-am luat pe râmă pe vien. A bagi râmă groasă, vine om serios. Și Ciortanul la fir de păr, tată. Veselie. Veselie, fir de păr. Cu boabă de silicon. Uite, bă, a mai rămas unul. A mai rămas unul, bă, ia uite, bă. Unul frumos, mărișor. E cărășesc. Da, la din, oricum. Mă spune Nea Gigi cât ai, 7 kg pe puțin. N-am cântarul la mine, dar cam știu eu după găleata mea. Deci când e așa, 7 kg. Sunt. 7 kg pe puțin. Poate să fie și mai mult, că somnul e mai greu. Așa. Chidem aici, a? Ia. Filmezi eu? Ei, da. Am mai tai tu din ea. Așa. N-am mult, am un carasă extraordinar de mare, îl somn, îl vedem la găleată. N-am mult, am 3 kg. Anul asta costează. Costează că pește se ia. Ușor, stai că mai prins unul ăsta. Mai aveai 2 în găleată. 3 kg, 3 și să fie. Auzi, carasul. Caras. Record. Asta e bomba. E record. Cu găleata de la urmă. Cu găleata. Ia, dă-l mai așa. 3 kg, 3 kg, de oricum e bine. E bine, să știți că am mâncat slab. Carasul e cât găleata. Cât găleata. Frumos. Asta da. Am mâncat slabă, asta a fost o zi slabă, dar s-a luat. Cam asta e sfârșit de partidă. Uitați să vă arătăm ceva. Oameni exemplari. Da? Nu ce-am găsit eu la vale, saci în trei. Da, domnule, noi venim cu cutia, pac, ne punem gunoiul. Îl vedeți? Îl luăm acasă, îl dăm la tomberon, îl lăsăm aici. Da, curățenie totală. Hai să luăm și drugile astea de porumb. Asta ale noastre. Da, cutie, nene, le luăm acasă, nu lăsăm nimic. Faceți și voi asta că e bine. Partea 11-a încheiere a tras nu prea bine, dar s-a luat pește. Nu prea bine. Nu prea bine, nu cum știm noi. Dar s-a luat. S-a luat. Ne auzim pe data viitoare în partea 12-a.